Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de Ion Buga. Bună seara, Ion! Bună seara, Stella! Cu ce note îți vii astăzi? Țara noastră va găzdui a doua ediție a turneului de caritate Moldova Fan Cup cu participarea amatorilor de fotbal. Cu alte detalii, dar și cu alte știri, revin în câteva clipe. Judocanii moldoveni au început modest evoluțiile la campionatul mondial de cadeți care se desfășoară în orașul Santiago din Chile. În concurs a rămas doar luptătorul Eugen Matveiciuc. Din cei trei reprezentanți ai țării noastre, primul care a intrat în concurs a fost Adil Osmanov la categoria de 55 de kilograme. Sportivul nostru a cedat în runda inaugurală în fața tunisianului Aledin Ben Shalbi. A urmat apoi Petru Pelivan la categoria de 66 kilograme. Judocanul moldovean l-a învins în prima luptă pe macedonianul Hamza Jashari, însă în a doua rundă preliminară a pierdut în fața lui Jamoli din Abdulloyev. La campionatul mondial mai urmează să intre în concurs tânărul Eugen Matveiciuc, care în luna iulie a cucerit medalia de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Ghior. La turneul din Chile participă 428 de judocani din 64 de țări. O nouă sărbătoare pentru fanii fotbalului. Zeci de microbiști din mai multe țări își vor da întâlnire în cadrul unei noi ediții a turneului de caritate Moldova Fan Cup, care va avea loc la finalul lunii august. La Moldova Fan Cup vor evolua 12 echipe din Belarus, Ucraina, România, Slovacia și Moldova. Fiecare participant va face câte o donație, iar în ziua finalei vor vizita centrul comunitar din satul Ucrainca, raionul Căușeni, pentru a bucura bătrânii și copiii nevoiași care frecventează zilnic această instituție. Este un festival al carității, al prieteniei, al fotbalului, deci ne pregătim foarte serios din acest punct de vedere. Interesul este și mai mare decât în anul lansării. Deci avem 12 echipe, două grupe, turneu similar ca la campionatul european. Organizatorii au planuri mărețe pentru edițiile viitoare. Aceștia își propun să invite fanii echipelor din cele mai tari campionate de fotbal ale Europei. Eu foarte tare am vrut să invit o echipă din Anglia, poate chiar nu din Championship, dar din a treia, a patra ligă. Eu țin minte că Moldova cu Anglia a jucat aici în Chișinău, deci au fost peste 1000 de fani, dar nu au fost fani la cluburi titrate. Deci erau fani, ăștia mai mult la echipe provinciale, gen Bristol sau Chesterfield. Cam am vrut, dar conștientizez că nu se face asta din primul sau dintr a doilea an. Turneul Moldova Fan Cup va avea loc în perioada 24-27 august la stadionul Zimbru din Chișinău. Tandemul Dan Petrescu-Emil Caras are parte de un început foarte bun în campionatul României. CFR Cluj a obținut a patra victorie consecutivă și rămâne neînvinsă după 5 etape disputate. CFR Cluj s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui Dinamo București grație unui penalti acordat de George Gaman pentru un hens la Nedelcearu, decizie contestată de dinamoviști. Culio a transformat fără probleme execuția de la 11 metri în minutul 37. Oaspeții au avut ocazii clare de a egala, în special în debutul părții a doua, când Salomao a scăpat singur spre poarta lui Vâtcă, dar șutul său a fost respins de portarul CFR-ului. Clujenii au încheiat meciul în 9 oameni. Mai întâi, Camora a fost eliminat pentru un fault dur asupra lui Nascimento în minutul 82, iar Culio a fost și el trimis la cabine pentru al doilea galben în prelungiri. CFR Cluj și FC Botoșani împart prima poziție cu 13 puncte după 5 etape. Într-un alt meci, Gaz Metan a reușit prima victorie din acest sezon, 2-1 pe teren propriu cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Curtean a deschis scorul cu o execuție superbă în minutul 30. Mijlocașul a trecut pe lângă dublă peste 10 minute la centrarea lui Voicu. A fost totuși 2-0 la pauză. În prelungirile primei reprize, Manole a găsit finalizarea perfectă după pasa lui Olaru. S-a terminat 2-1 pentru Gaz Metan după ce Hadnagi a marcat pentru a doua etapă la rând în prelungirile jocului. Astfel, după primul succes din actuala ediție de campionat, medieșenii au părăsit ultimul loc al ligii întâi, ocupat acum de Juventus București. Anastasie Detiuc a fost victimă clară în sferturile de finală ale turneului ITF de la Viena, în fața principalei favorite la câștigarea competiției.
Detiuc a întâlnit-o pe Gabriela Pantucova din Cehia, care s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru jucătoarea noastră, care în primul set a câștigat doar 5 game-uri în fața adversarei. Parțialul al doilea a fost la fel la îndemâna principalei favorite a turneului, care s-a impus cu 6-1 după o oră și 16 minute de joc. Anastasia Detiuc se mulțumește astfel cu ajungerea în sferturi la Viena, unde a reușit să o elimine în runda inaugurală pe a 5-a favorită italianca Lucreția Stefanini. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. Toate cele bune!